Astăzi competitoare în această întrecere, în stânga mea, din Târgu Mureș, Roxana Nemeș, aplauz. Iar în dreapta mea, din Statele Unite ale Australiei, din Commonwealth, este Xonia. Bine, rătăcită pe la ploiești, dar mă rog. Dragile mele, am să aleg eu pentru voi, uitându-mă la coafiura voastră, tu ești iepurașul de vară, iar dumneata ești iepurașul de iarnă. De îndată ce vă așezați aceste căpăuri pe creștet, voi începe a vă explica. Aici se află niște marshmallow sau niște bezele moi, cum se explică. Ce scuze că intervin și că nu fac parte din acest altar, dar mi-ați pus iepurașul de iarnă invers. A, da? Mulțumesc, apreciez. Chiar eram răcită, mulțumesc că v-ați gândit la mine, să-mi ține de cald. Depinde de unde îl privești. Că le poți facă sau... Depinde cum te uiți la el. Dragele mele, uitându-vă spre cameră, deci ar trebui să luați această poziție, ar trebui, mă scuzați, să vă îndesați în gură, practic, câte două bezele moi deodată. Două. Montate stânga-dreapta sau, dacă doriți, doar stânga, voi trebuie să spuneți către cameră, respectiv puberul, iepuraș, drăgălaș. Nu mestecați, nu înghițiți cele două bezele, pentru că urmează etapa a doua, când va trebui să introduceți alte două bezele moi în interiorul și să încercați să spuneți încă o dată spre cameră, iepuraș, drăgălaș. Ați înțeles. Cea care cedează prima, scuză-mă, evident pierde concursul, cea care reușește prin strădania, nu-i așa... dicției ce o posedă să ducă la bun sfârșit acest concurs, va câștiga concursul începe chiar acum. Nu uitați câte două bezele la fiecare rundă de concurs, spre cameră, iepuraș, drăgălaș. În ordine, eu am să punctez 1, 2, da? Da. Atenție, începem concursul iepuraș, drăgălaș chiar acum, două bezele. Așa, și zi spre cameră. Iepuraș, drăgălaș. Foarte bine. Iepuraș, drăgălaș. Nu le înghiți, ia încă două. Nu le scoate din gură, nu le înghiți. Îndeasă încă două, dacă pot să zic așa. Am gândit, poți să ai o strategie, poți să... Am gândit, amică, nu frate. Nu m-a pus. Ajungem și la dumneavoastră. Zi spre cameră. Iepuraș, drăgălaș. A, foarte bine. Ai băgat? Zi. Nu le înghiți. Stai spre... Așa, zi. Iepuraș, drăgălaș. Lasă-le acolo, nu le înghiți. Mai ia două dacă poți. Hai, ia unu. Hai, ia una. Ai o strategie, are o strategie și le... Pe sistemul Castor. Le... Așa, acum. Iepuraș. Foarte bine. Ia și tu numai una. Nu le înghiți, nu le mesteca. Iepuraș, drăgălaș. Bă, foarte bine la ea. Hai, mai ia una. Îndesă-mi partea la tăi. Ce faci, mă? Zi. Iepuraș, drăgălaș. Ai mai băgat unul? Că nu te-am văzut, mai bagă unul. Cât de mic. Nu înghiți. Așa. Iepuraș, drăgălaș. Bă, te bate, fii atentă. S-a început bine. Mai ia unul. Mai încearcă cu unul. Mai încearcă cu unul. Uite, ce zici? Dacă mai poți cu unul, câștigi concursul. Păi a început mai greu, ai văzut? Tu ai început foarte bine, ai avut și strategie, ea a zis că nu poate și a dat... Unde să mai... Ai numărat câte au fost până acum? Aruncând prosopul, doamnelor și domnilor, Xonia se recunoaște învinsă, câștigătoare! A ediției 2 de iepuraș drăgălaș este Roxana Nemeș! Deci 2 la 8, nu? 8?
2, 4... Iepurași. 8 bezele moi au încăp... Doamne ferește! Acest concurs nu face decât să ne schimbăm privirea când vine vorba de competitoare, că de acum încolo nu ne vom mai uita cu... Da... Felicitări pentru... Acum poți să înghiți. Nu? Le mulțumim fetelor pentru intrarea în competiție. Vă așteptăm și pe voi, băiețeilor, dacă vreți data viitoare. Veți juca cu puberul. Dacă vă hotărâți, unul dintre băieți va juca, nu-i așa, săptămâna asta.